Ieri am avut ghinion, am avut două meciuri din Champions League, am avut Benfica PSV 1, a ieșit acest pronostic, a fost 1-0 pentru Benfica la pauză, apoi s-a terminat 1-1, surprinzător echipa lui Răzvan Lungescu a reușit să facă un mare egal pe terenul Benficăi. Am mai dat Salzburg să marcheze la Steaua Rășenberga, dar aici nu mi-a ieșit surprinzător Salzburg, deși a atacat foarte mult, nu a avut deloc acea claritate acolo în apropierea porții adverse și am mai avut Berettini care a ieșit, Hurkacz care a ieșit, dar am mai pierdut pe Andrei Rublev. Tânărul rus se pare că nu a dat doi bani pe acel turneu de la Winston Salem, pur și simplu a pierdut categoric cu Munar clar. Miercuri 22 august o să punem un bilet din Champions League. Avem ultimul tur preliminar, play-off, Ajax cu Dinamo Kiev. Ajax a jucat deja două meciuri în campionat, n-a avut evoluții extraordinare, în primul meci a făcut egal, iar în al doilea a bătut pe Venlo de-a mea cu 1-0. În ultimul tur preliminar, Ajax a trecut de Standard Liege cu un egal în deplasare 2-2 și o victorie acasă 3-0. Dinamo Kiev a trecut în ultimul tur preliminar de Slavia Praga cu un egal în deplasare 2-0 acasă și Dinamo Kiev a reușit să câștige pe teren propriu. În campionat, Dinamo Kiev are două victorii cu 1-0 în ultimele două meciuri cu Shakhtar și cu Oleksandria. O să marcheze un gol, sunt aproape sigur, și că în acest meci o să joc Ajax marchează 2 plus goluri la 1.68 cu Young Boys cu Dinamo Zagreb. De asemenea, Young Boys a avut evoluții bune în campionat, a câștigat toate meciurile în campionatul Elveției. Dinamo Zagreb se știe că în Croația e cam cea mai bună echipă. Acesta este destul de greu de pronosticat, e o echipă mai mult rigidă, fără multe valori. Young Boys au deși o echipă mai ofensivă, dar cu Dinamo Zagreb clar nu va putea să marcheze atât de mult. Și cotele sunt 1.85 Young Boys, 4.35 Dinamo Zagreb. Young Boys are avantajul că joacă pe teren propriu, e un match. Nu văd meciul ăsta un match clar, nu mă văd un match evident, sincer nu văd cum a juca altceva decât un goluri. O să joc 2-5 goluri la meciul acesta. La cota de 1.27. Molvidi și AEK. Molvidi a făcut meci închis în ultimul tur preliminar. A făcut 1-1 în deplasare. 1-1 în deplasare, 0-0 pe teren propriu. Molvidi e echipă închisă, AEK la fel, e echipă deloc spectaculoasă care se marcheze multe goluri. Vine din Grecia, a câștigat campionatul acolo. Ungaria se pare că a venit un investitor foarte puternic. Așadar, pentru că aici cotele sunt cam echilibrate, o să jucăm prima repriză 0-1 goluri. Astea sunt meciurile de astăzi pe care le propun, nu sunt cote foarte mari. Asta a fost biletul meu. Până data viitoare, baftă la pariuri!